De astăzi s-a reluat dezinfecția orașului Drobeta Turnu Severin pentru combaterea răspândirii coronavirusului. Chiar dacă în acest moment situația de COVID-19 nu este gravă la nivelul orașului, primăria municipiului ia măsuri preventive pentru ca cetățenii să rămână în siguranță. O să începem astăzi o nouă acțiune de dezinfecție în oraș pe această problemă a pandemiei. Încă stăm bine în Drobeta Turnu Severin, dar vreau să luăm măsurile necesare să nu ajungem să trecem de un anumit număr, cum văd că se întâmplă în alte părți. Da? Fiecare scară de bloc luată, la fel, trecut prin ea, spațiile publice, parcuri, locuri de joacă, tot. Da? Câți oameni avem pregătiți astăzi? Și străzile. Și străzile cu... Adică, în total, sunt undeva la aproape 70. 70. 70. Este foarte bine. Împărțiți orașul sectorial, da? Eventual ar fi bine să începem cu unii dintr-o parte, cu unii din cealaltă parte, să nu treacă nicio scară de bloc, da? Nicio zonă în care să nu intrăm. Da? Cât durează? 2-3 săptămâni? Vă rog frumos să le facem cu simț de răspundere. Chiar nu ne putem juca cu această pandemie. Văd că a început în alte părți destul de repede avansat, cât de cât să ne facem datoria să încercăm să oprim această problemă. De astăzi, în Drobeta Turnu Severin a început dezinfecția pentru limitarea răspândirii coronavirusului. Operațiunea demarată de la prima oră, iar în următoarele săptămâni, fiecare scară de bloc și fiecare stradă va fi complet dezinfectată. Din discuțiile pe care le-am avut cu Direcția de Sănătate Publică, cel puțin la nivel de Turnu Severin stăm încă bine, dar asta nu ne oprește să luăm preventiv măsuri ca această pandemie să nu se extindă așa cum se extinde s-a extins în celelalte orașe. De astăzi începem o acțiune laborioasă în întreg orașul, așa cum am făcut în primăvară, intrăm în scările de bloc, intrăm în spațiile publice, locuri de joacă, parcuri, bănci, mobilier urban. Tot ce se poate dezinfecta, o facem începând din această dimineață. Lucrul acesta va dura 2-3 săptămâni, dar vrem să le facem cu simț de răspundere, să trecem peste tot, să nu ne scape nimic. O să intrăm și în unități administrative și în afara spațiului nostru, peste tot acolo unde există riscul ca această boală să se extindă. În Drobeta Turnu Severin, situația legată de pandemia de coronavirus a fost gestionată corespunzător de la început și până în prezent. Primăria municipiului a reușit să țină situația sub control datorită măsurilor rapide și eficiente ce au fost luate de-a lungul timpului.